monitorizare și coordonare în procente 5% pe care le-a sub AGL, ținând cont că operatorii de salubritate acționează cu toții în baza unui regulament, a unui caiet de sarcină, unui contract, unde sunt stabilite foarte clar toate procedurile, exact ceea ce trebuie să facă, care sunt beneficii, care sunt indicatori de performanță, care sunt și penalități în caz că nu își desfășoară corect activitatea. Și acest 5% din întreaga valoare nu reprezintă vreo 1000, 2, 3, ci sunt niște 10, poate chiar sute de mii de lei pe care sub AGL-ul le încasează făcând nimic, practic. Pentru că nu vin și spun ceva anume, deoarece operatorii de salubritate funcționează cu toții în baza unui regulament pe care cu toții l-am votat, un regulament, un caiet de sarcini și un contract de prestări servicii unde scrie chiar foarte clar și l-am citit, e foarte stufos, unde scrie toate lucrurile ce trebuie făcute de către un operator. Nu văd de ce ar trebui să mai primească sub AGL-ul 5% pentru să monitorizeze ceva ce oricum sunt obligați prin contract să facă. Să nu credeți cumva că dacă plătim acești 5% către sub AGL, ar însemna că operatorii de salubritate ar respecta cumva contractul. Dacă vor să le respecte, îl respectă și cu și fără 5%, dacă nu vor, și cu 30% și tot nu respectă. Și așa că amendamentul meu ar fi să eliminăm acest procent, comisiune, în punctul de vedere, de 5% pe care le-a sub AGL-ul pentru monitorizare și coordonare pentru operatorii de salubritate.